La instituția prefectului s-a înființat biroul pentru investitori care va sta la dispoziția tuturor celor interesați, furnizând informații utile privind oportunitățile de investiții în județul Hunedoara. Noul compartiment se dorește a se constitui într-un hub de informații publice importante pentru investitori, care vor cuprinde date centralizate de la primării despre terenuri, clădiri sau forța de muncă, urmând ca mai apoi să le pună la dispoziția companiilor care doresc să investească pe teritoriul județului Hunedoara, dar și a autorităților publice locale. Am încercat să armonizăm tot ceea ce înseamnă investiții în județul Hunedoara, să constituim un birou unde să adunăm tot ceea ce înseamnă date în ceea ce privește infrastructura pusă la dispoziție pentru investitorii, atât români cât și străini, să identificăm terenurile, să identificăm tot ceea ce înseamnă infrastructura, pentru că atunci când vin la instituția prefectului oameni de afaceri care doresc să investească în județul Hunedoara, să avem o bază de date în ceea ce privește punerea la dispoziție acestor facilități către dumnealor. De asemenea, prin intermediul biroului pentru investitorii, primarii pot comunica între ei și pot schimba informații privind solicitările agenților economici referitoare la intențiile de a-și dezvolta afacerile în județul Hunedoara. Astfel, în funcție de solicitările investitorilor, autoritățile publice, dacă nu pot pune la dispoziție acestora tot ce au nevoie, pot recomanda alte primării din județul Hunedoara care pot onora cererile firmelor.